Salut! Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și astăzi vorbesc despre un desktop de 1000 de lei. Dar, ca de obicei, intro și vorbim despre tot ce trebuie. După cum vă spuneam, Astăzi o să vă povestesc despre un desktop care costă 1000 de lei, nou în magazin, toate componentele luate din magazin, toate sunt noi, toate sunt cu garanție și totalul lor a fost de 1000 și un pic de lei, dar foarte, foarte puțin, până într-1050 de lei. Și ca și componente avem așa, un procesor AMD Altron 240GE. Am ales acest procesor pentru că este foarte ieftin și vine cu placa video integrată și în caz de nevoie puteți face upgrade la o placă video după aceea și aveți performanță mai bună. Avem 8GB de RAM. Pentru că placa de bază are doar două sloturi, am preferat să merg direct doar cu o singură plăcuță de memorie. Iar pe viitor, dacă am nevoie de mai mult, se poate face upgrade. Placa de bază este o placă de bază cu chipsetul B350 pentru că aceasta este aproape cea mai ieftină de pe piață. Cele mai ieftine plăci de bază sunt cele care conțin chipsetul A320, doar că acel chipset teoretic nu este compatibil cu generația 3 de la AMD, teoretic, practic este, dar nu se poate off, face overclock, iar pe B350 se poate face overclock. Așa că am ales această placă de bază, a fost aproape 250 de lei, procesorul a fost puțin peste 250 de lei, memoria a fost în jur de 250 de lei. Acum, pentru teste, am o sursă Corsair de 430 de wați, dar asta este sursa pe care eu aveam acasă ca să mai fi nevoie să mai cumpăr o altă sursă, dar o sursă decentă costă în jur de 150 de lei, iar o carcasă este o carcasă no name de la Spire, ceva ieftin, a fost în jur de 70 ceva de lei. Înăuntru mai am un SSD, un SSD de la Samsung de 240 de giga. Acest l-am prins la ofertă și a fost în jur de 140 de lei. Dar puteți să vă luați un Kingston sau orice altceva, viteza va fi fix la fel. Și cam asta este toată unitatea. Acesta este calculatorul de 1000 de lei. Dar nu cred că este suficient doar ca să vă spun de el, de ce conține și ce componente sunt înăuntru. Cred că trebuie mai repede să vă și arăt niște teste, niște jocuri, eventual să vă spun că am pus un clip 4K de pe YouTube. Laudul procesorului a fost undeva la 20%, laudul plăcii video undeva la 70%. Deci, cu alte cuvinte, dacă vă luați un calculator de genul ăsta, puteți să faceți navigare pe internet fără nicio mică problemă. Puteți să vă uitați la clipuri YouTube sau streaming sau Netflix, Apple TV, Hulu, you name it. Nu o să aveți nicio mică problemă. Calculatorul acesta este super capabil de așa ceva. Și repet, a fost doar 1000 de lei. Dacă vreți un calculator pentru Office sau pentru navigare internet, un calculator de 1000 de lei este arhi suficient pentru acest lucru. Dar poate vreți să vă și jucați sau poate aveți un copil care să joacă din când în când. Așa că am făcut și niște teste și ne-am uitat să vedem care sunt cele mai jucate jocuri de pe Steam și am văzut că CSGO, GTA 5, FIFA, Mario, FIFA nu e pe Steam, dar știu că FIFA, Rocket League-ul, PUBG. Și Haideți să le luăm pe rând. În GTA 5 a trebuit să scădem rezoluția la rezoluție 720p, totul low, pentru că eram destul de sigur că nu o să facă față la ceva mai sus și am avut dreptate, pentru că în GTA 5 am avut cam 40 de FPS-uri, media, și un minim de 29. Deci, dacă vreți să vă și jucați de GTA 5, acest calculator este super ok. După care am încercat CSGO, CSGO tot așa, rezoluție HD, totul low, dar am încercat cu boți. Iar, din câte știți, dacă faceți să folosiți boți, acestea folosesc din resursele calculatorului și o să aveți un număr de FPS-uri mai mici decât dacă să jucați online. Iar noi, în noastre, cu boți, am avut în jur de 90 de FPS-uri, ceea ce este iar super ok, jocul este perfect fluent, nu aveți nici cea mai ce mică problemă. După care am încercat FIFA 19. Pentru că știm că FIFA 19 nu este un joc foarte demanding, nu cere foarte multe resurse, am fost egoiști, ca să zicem așa, și am vrut calitate destul de bună și am pus pe calitate high, nu pe maxim, aproape maxim și pe rezoluție Full HD. Iar în timpul meciurilor am avut în jur de 27 de FPS-uri. Dar, repet, rezoluție Full HD și high dacă e să scădeți rezoluția, să treceți pe rezoluție mai mică sau detalii mai mici, numărul de FPS-uri or să crească. Dar pentru un joc cum este FIFA, 27 de FPS-uri este o cifră bună. Adică jocul este cursiv, nu vedeți acadări. După care am trecut la Rocket League. Rocket league tot așa, Full HD, pentru că nu este un joc care să ceară foarte multe resurse de la un calculator. Majoritatea setorilor au fost high, iar în timpul jocului am avut un jur de 42 de FPS-uri. Ceea ce nu este un lucru, jocul a fost perfect Dar dacă vreți mai mult de 40 de FPS-uri, dacă vreți să ajungeți să de FPS-uri, vă recomand să treceți să la niște setări de calitate mediu sau low. Dar tot așa puteți să rămâneți pe Full HD. După care am încercat PUBG. Na, nu, glumesc. N-am încercat PUBG pentru că știm că este un joc destul de slab optimizat și cere foarte multe resurse, așa că am încercat altceva. PUBG Lite. Da, PUBG Lite. Este foarte asemănător, se joacă la fel, doar că cere mai puține resurse. Și ca să vedem acest lucru, am testat rezoluție Full HD, dar absolut toate setările au fost pe low sau lowest. Deci cele mai joți, doar că rezoluția a fost destul de sus, a fost Full HD. Iar în PUBG avem o medie de 49 FPS-uri și din când în când mai vedem așa un puțin sub 40 la 45 de fps jocul a fost perfect jucabil. Dar am zis că, bai, ok, da, poate cel care își va cumpăra acest calculator nu își permite ceva mai scump, vrea să ai un calculator nou, nu ceva SH. Ca idee, acest calculator este comparabil cu un i3 sau un i5 generația a doua sau a treia. Este un calculator dual core, nu quad core, chiar dacă are două, încă două procesoare virtualizate, are hyperthreading, are doar două core -uri. Deci, echivalent cu un calculator de acea generație sau poate un i3 generația 4. Deci, un calculator puțin mai vechi, dar este nou. Toate componentele sunt noi, toate componentele au garanție și toate componentele o să funcționeze de acum încolo foarte mulți ani fără niciun mai problemă. Așa că mi se pare că este o alegere bună să mergi pe un calculator nou la 1000 de lei decât să alegi un SH la 7800 de lei. Diferența de bani este destul de mică, și nu cred că vei avea niște componente mai bune decât ce se află în acesta. Dar, pe lângă browsing sau jocuri, am zis, băi, omul poate face și altceva, poate face și puțin editare foto sau video. Așa că am încercat un Photoshop, nimic care să ceară resurse foarte mari a mers ok. Nu grozav, dar a mers ok. După care zic, hai să încercăm și DaVinci Resolve. DaVinci Resolve este o aplicație de editare video. Este o aplicație gratuită au și varianta pe bani, dar noi am încercat-o pe cea gratis, pentru că am zis să vrem să edităm un clip Full HD, clipul pe care îl folosim noi la teste de obicei, și am zis să dăm și un export, să vedem cât de încet se va mișca. clipul pe testat de noi are cam 7 minute și ceva, aproape 8 minute, iar timpul de export a fost de 15 minute și 23 de secunde. Deci aproape dublu față de durata clipului ceea ce era cumva de așteptat, pentru că totuși este un procesor dual-core și cu la video on board, un Vega 3. Nu are nimic și din comun. Dar, sincer, pentru calculator de 1000 de lei, mi se pare o investiție bună, adică mi se pare că are performanțe bune. Repet, costă doar 1000 de lei. Și dacă vreți, puteți să vă faceți upgrade de la RAM, încă 150 de lei în plus. Dacă vreți, puteți să vă puneți o placă video, Vă recomand ceva de la 500-600 de lei sus, gen RX 570 sau NVIDIA 1650. 1050 sau 1050 Ti nu vă recomand pentru că sunt destul de scumpe și au performanțe sub AMD RX 570 sau RX 580 iar prețurile sunt mai mari la Nvidia decât la AMD. Așa că mai bine mergeți pe o placă video AMD. Și dacă e să faceți combinația de acest calculator cu acest procesor și cu placă video AMD RX 570, o să îngeți la de vreo 1700 de lei. Și în acel caz o să puteți să vă jucați aproape orice. Pentru că, da, acest procesor, chiar dacă este doar core și este destul de slab, o să facă față. Și cam asta este părerea noastră, review-ul nostru despre calculatorul de 1000 de Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați un thumbs up. Dacă aveți ceva de comentat, reproșat sau nelămurit, aveți mai jos o căsuță. De asemenea, puteți să ne trimiteți un mesaj pe pagina noastră de Facebook. O să vă răspundem cât de repede putem. Noi suntem Vlog Tehnica și ne vedem data viitoare. Bye!